Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. Nu, dar astăzi e ziua mondială a râsului, așa că așteptăm de la voi glume. Să ne scrieți la comentarii pe paginile de Facebook, acolo unde am share-uit live-ul de la emisiune. Dani Daniela scrie așa: tati, tu mi-ai ești atentă, Fetița Zurli? Da. Tati, o să o învăț bine de tot. Tati, tu mi-ai promis că dacă voi avea note bune, îmi vei da stiloul la care ții atât de mult. Și îmi țin cuvântul, spune tati. Ești atent, Marius? La replica, la ultima replica a copilului? Ei bine, ai noroc. Astăzi poți să-l păstrezi. Tati prezentatoare! Stai că mai am niște glume. Stai, lasă glumele. glumele. A venit momentul să fim serioase. Urmează... Pijamale în mișcare. Cine râde la sfârșit râde mai bine. Tu știai că urmează pijamale în mișcare? Normal că știu, dar și tu știai. Păi și de ce nu mi-ai zis și mie? Da, știu că avem, dar n-am crezut că vine imediat după micul dejun. Abia mi-am revenit. Tanti prezentatoarea, te plimbi în jurul copacului. Asta era, mai avea o glumă preferată. Care? Când era mică. Știi de ce nu mai dau câinii târcoale? De ce? Pentru că li s-au terminat. Hai să facem pijamale în mișcare. Hai să-ți după... mai zic niște glume, că vrei? E rândul meu, după îți spun eu niște glume. O să râzi de n-o să mai știi ce-i cu tine. Dar hai, întâi... Nu pot să fac de aici de pe scaun. Nu, tanti prezentatoarea, dar tu mă pui. Eu pot să fac ordine la mine în cameră, de la mine, de pe scaun. Au, cilica, mămălică, okay. Mă imită. Hai. Nu știu cine este copilul. Europa FM. Oh, yeah. Pe aceeași frecvență cu tine. Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM.